Mijlociți pentru cetatea voastră fiecare în parte, pentru că cel ce va mijloci pentru cetatea în care se află va cunoaște că pun protecție și apărare, zice Domnul, pentru că iată asta vreau de la cei ce mă cunosc, să mijlocească în cetatea unde i-am așezat, zice Domnul, pentru că iată vreau să trezesc ce este al meu din fiecare cetate, pentru că am privit ce sunt oameni care nu mă cunosc cum mă cunoașteți voi, dar am în inimă gând bun să nu facă rău, ce vreau să mă las descoperit, zice Domnul. De aceea mijlociți și chemați-mă că vă ascult și iată, luați cuvântul meu ca merind în fiecare zi pentru voi și cuvântul meu vă va întări în vreme grea și din încercare veți putea să spuneți, Domnul ne aduce biruința, dar dacă înainte de încercare nu vă hrăniți cu cuvântul meu, nu stați pe genunchi, nu mă chemați în ajutor, în ziua încercării cum să aveți biruință, zice Domnul, de aceea chemați-mă în orice vreme, că eu sunt Domnul care vă iubesc și vă vreau în toate pentru mine și puneți la inimă fiecare cuvântul meu și în țioanele de unde faceți parte, mijlociți și să fiți printre aceia care să puneți umărul la lucrarea mea și astfel dacă veți face, veți vedea lucrările mele și atunci veți fi scutiți de lucruri de care să vă întristeze, zice Domnul. Acolo unde nu-i unitate în Sion, acolo lovește vrășumașul. Dar unde e unitate, chiar dacă caută, nu poate, pentru că îi sunt eu ce-am pus scut. Dar iată acolo în Sioane, unde sunt păreri diferite, unde unul crede una și altul alta, acolo se fac dezbinări, zice Domnul. Dar acolo unde sunt chemat, lucrez cu lucrări mari și las vindecări și las bucurie în Duhul Sfânt. De aceea v-am înștiințat că iată sunteți din mai multe locuri aici adunați ca să puteți să duceți vestea în fiecare Sion de unde faceți parte, ca fiecare cu cei din frunte, cu cei din popor să stea la altarul rugăciunii, în post și rugăciune, ca să se poată vedea lucrarea mea și nu a vrăjmașului. Aleluia, amin.